Doamnelor și domnilor, bun găsit în cadrul unei noi ediții Important. Invitatul nostru din această seară este doamna Alena Serbulenko, așa secretar de stat în domeniul sănătății publice, a Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova. Sărut mâna doamnă și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara, mulțumesc! Doamna Serbulenko, citeam de fapt dimineață că la Chișinău a fost confirmat primul caz de gripă AH1N1, așa? Asta ar fi gripa porcină. Ce se așa în denumirea populară pe și mai veche. Noi o numim gripă sezonieră. Așa. Dar până la urmă ce se întâmplă, doamna Serbulenko, în Republica Moldova, pentru că dacă nu e peste, este rujeolă, dacă nu este rujeolă, este difterie, dacă nu este difterie, este gripă porcină iarăși. Sau ce stă la baza acestor ciclități a epidemiilor în Republica Moldova? Ei bine, de difterie încă nu vorbim, fiindcă vorbim mai repede despre riscurile legate de mai multe maladii care noi medicii le spunem maladii imunodirijabile, adică maladiile care ar putea fi eventual preîntâmpinate prin vaccinare. De ce zic de riscuri? Fiindcă Ucraina recent a anunțat 4 cazuri de difterie și desigur că noi suntem într-o alertă. Și s-a discutat și acest subiect anterior. S-a discutat și nu o singură dată, dar de fapt noi suntem într-o alertă nu numai cât la capitolul difterie. Suntem într-o alertă fiindcă avem acoperire mai joasă vaccinală, deci și la poliomielită, și la rujeolă, rubeolă, orion, adică, hai să zicem, calendarul de vaccinări în Republica Moldova, în conformitate cu Programul Național de Imunizări, ar putea preîntâmpina, de fapt, 13 maladii infecțioase. Ce se întâmplă și de ce zic despre riscuri, fiindcă conform recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, pentru ca să vorbim despre o imunitate colectivă, trebuie să avem la nivel de țară o acoperire printre grupurile țintă. Ce înseamnă grupul țintă? Înseamnă grupa de vârstă care necesită să fie acoperită vaccinal numai puțin de 95%. Adică numai puțin, asta ar prevedea și 98%. Păi iată, uitați-vă că până în anul 2005, inclusiv, noi am avut această acoperire vaccinală cu mai multe vaccinuri, inclusiv contra difteriei, contra tetanusului, contra poliomielitei, fapt de care, deci având acoperirea de circa 98%, aceste maladii practic au dispărut și populația din Republica Moldova de fapt a uitat de ele. De aceea, acum când vorbim de difterie, nu trezește pentru nimeni un pericol decât pentru medicii care cunosc cu adevărat ce înseamnă lucrul ăsta. Exact așa cum s-a întâmplat de fapt și cu rujeola. Noi am uitat și de rujeola, fiindcă despre rujeola discutăm și vom discuta chiar desfășurat acest subiect, pentru că până la urmă încă nu este epuizat. Da. În scurte replici și mergem mai departe. Care este riscul unui nou val de gripă porcină sau AH1N1 în Republica Moldova? Haideți să vehiculăm corect, se numește gripa sezonieră. Este, da, până la urmă epidemiologii au prognozat că vom avea... Deci, e o gripă sezonieră care până la urmă face și victime. Evident. În toate timpurile s-au făcut victimele prin infecțiile respiratorii acute, în special prin infecțiile respiratorii acute severe. Și acum noi vorbim nu despre o epidemie, deoarece pentru a declanșa starea de epidemie în țară, noi trebuie să atingem un indicator de circa 315 la 100.000 populație. Astăzi noi avem acest indicator de circa 214 la 100.000 populație, de fapt nu este un indicator care depășește indicele
în perioada analogică a anilor precedenți. Deci totul este sub control. Nu vorbim despre pragul epidemic care este depășit și noi am vorbit despre o intensitate a acestei epidemii. Da, epidemiologii încă în primăvara acestui an au prognozat că vom avea anume gripa epidemică, sezonieră exprimată prin virusul H1N1. Aceasta însă nu exclude că putem să avem și gripa de tip B sau H1N3, deci în dependență, dar va prevala H1N1. Ceea ce s-a întâmplat, că dumneavoastră spuneți că primul caz de deces, da, îl avem la o persoană de 58 de ani care a avut maladii preexistente, adică maladii cronice, care de fapt duc la compromiterea imunității și pe fondalul a unei răceli, iată, în cazul de față vorbim de gripă, nefiind vaccinat iarăși, deci s-a scăpat perioada, deci el nici nu s-a adresat în momentul când au fost primele simptome clinice, datorită faptului că a avut toate premizele, să zic, a altor maladii cronice, a favorizat, iată, decesul acestei persoane. Acest subiect, până la urmă, dacă îi dăm o notă mai lipsită de risc, zic să trecem la un subiect care mai păstrează acea doză de risc, comunicând, de fapt, care este starea actuală a problemei rujeolei în Republica Moldova în raport cu vaccinările. Foarte corectă întrebarea și o să argumentez de ce. Că atunci când vorbim de vaccinuri, trebuie să delimităm două lucruri. Vorbim de vaccinurile obligatorii, care sunt deci recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății și sunt aprobate de către fiecare stat printr-un program. În cazul de față, vorbim de Programul Național de Imunizări, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, în care impune, într-un fel, deci obligativitatea de vaccinare împotriva rujeolei, orionului și rubiolei. De ce zic acest lucru? Fiindcă vaccinăm cu vaccinul ROR, care include, deci, și preîntâmpină aceste trei maladii. Când vorbim de vaccinarea opțională, în cazul de față vorbim despre gripă, atunci este la voința și la alegerea persoanei. Deci noi recomandăm ca persoanele care, cum am zis, persoana decedată cu regret suferea și de hipertensiune și diabet zaharat, deci astfel categorii de persoane li se recomandă să facă vaccinarea. Persoana este în drept să refuze, să zic eu așa. Și lucrurile astea, desigur, că iată, a dus la ceea ce a dus. Acum mă întorc la rujeolă. Ziceam anterior despre faptul că populația din Republica Moldova, de fapt, a uitat de mai multe maladii. Aceeași poliomielită, aceeași difterie, aceeași rujeolă, rubeolă, fiindcă în ultimii 10-5 ani, în dependență de care maladie vorbim, noi am fost liberi de aceste maladii. Respectiv, când trece o perioadă mai de durată, populația uită ce a adus la faptul ca noi să nu înregistrăm cazuri noi de boală. Lucrul ăsta de eliminare, și zic de eliminare contra rujeolei, a fost apreciat și de către Organizația Mondială a Sănătății prin certificarea Republicii Moldova în anul 2016 ca țară liberă de rujeolă și rubeolă. La acest lucru a putut să ducă munca conjugată a mai multor actori
și anume în vaccinarea populației, având o acoperire vaccinală de numai puțin de 95%, respectiv noi putem ca să preîntâmpinăm cazurile. Dar care este rata vaccinării împotriva rujeolei la ziua de astăzi? Pentru anul 2017, fiindcă noi vorbim de rată la nivel de țară, doar o dată în an, atunci când colectăm toate și putem să facem, adică toate datele statistice, pentru ca să avem date standardizate, să zic eu. Și iată, pentru anul 2017, acoperirea cu vaccinul ROR pentru grupurile ținte a constituit 87,1%, ceea ce a fost un sol foarte fertil pentru ca să avem răspândirea rujeolei. Deci și în cazul ceea ce a favorizat, iată, pentru luna august răspândirea. De ce vorbesc despre luna august? Fiindcă deja în luna ianuarie anului curent, noi am mai avut două cazuri de import cu rujeolă. Însă, datorită faptului că aceste două persoane au nimerit în comunitățile unde era acoperirea vaccinală bună, adică numai puțin de 95%, răspândirea rujeolei nu a fost. Respectiv, nici senzația nu a fost atât de, să zic eu, de avergură în populație. În luna august am avut iarăși un caz de import la o fetiță de 13 ani care se întorsese din vacanță petrecută în Ucraina, care ulterior, adică nimerind într-o tabără de odihnă, unde mare majoritate a copiilor erau, nu că mare majoritate, dar practic 100% erau nevaccinați, a fost vorba de contactul cu 75 de persoane, care ulterior toți 100% au făcut boală. Al doilea val de răspândire a infecției s-a produs când copiii aceștia din tabără s-au reîntors în familii. Vorbim de confesiuni religioase, familiile de obicei erau familii numeroase, cu mulți copii, începând de la 3 până la 11 copii într-o familie, care ulterior toți au făcut boală, fiindcă decizia părinților de a nu vaccina copiii a fost unică pentru toți copiii din familie. Direct în raport cu decizia părinților de a vaccina sau nu a vaccina, de la o situație comunicată așa la situația mai problematică, de fapt că urmarea dezbaterilor publice orientate sau asociate problemei sau temei vaccinărilor, așa, s-a creionat o asemenea situație, de fapt. Un grup de părinți care s-a consolidat, dar părinți, de fapt, antivaccinare sau antivaccin, așa, au crescut acest grup, iarăși cu alți părinți, la fel antivaccinare, dar antivaccinare pe fundul unei substanțe, unui argument, și acela legat de calitatea vaccinurilor, unul ar fi, doi, de lipsa unui control, dar control referindu-ne la controlul prealabil eficient a copilului până la vaccinare. Plus, aceștia mai consideră că programul de vaccinare este mult prea excesiv. În raport de aceste puncte pe care ei le comunică, de ce totuși nu avem un control prealabil eficient, cum îl comunică așa, copiilor, până la vaccinare în Republica Moldova? O să încep cu controlul medical. Da? Că am înțeles că nu există un control. Vorbim de controlul medical sau vorbim de controlul a procesului de vaccinare și a monitorizare a vorbim procesului de vaccinare? Acel control sau acel procedeu de pregătire a copilului pentru vaccinare? Păi uitați-vă aici, chiar nu o să fiu de acord și o să argumentez de ce. Fiindcă oricare copil, înainte de a primi vaccinul, obligator este examinat de către medicul de familie. Ce înseamnă acest examen? Una la mână că medicul de familie cunoaște foarte bine, deci presupune ce înseamnă medic de familie. Medicul de familie cunoaște de fapt absolut toată istoria bolii și de fapt cunoaște foarte multe subtilități, chiar și familiale, inclusiv, adică și sociale a acestei familii, etc. Deci premizele pentru a accepta vaccinul le cunoaște foarte bine medicul de familie. Înainte de
administrarea vaccinului obligator. Se măsoară temperatura, se examinează copilul din punct de vedere a stării generale a sănătății. Însă și aici, deci, mulți părinți exagerează cu controlul. Deci, chiar am avut părinți care s-au adresat că să facă rezonanță magnetică, să facă deci, diferite investigații care sunt inutile, nu sunt argumentate, doar numai prin prisma ca să vedem cine are dreptate. Da? Adică, dar dacă voi mă obligați... Dintre medicul de familie și potențialul părinte care urmează copilul și să-l propună spre vaccinare? Niciun copil nu este luat în vaccinare dacă nu este acordul informat al părintelui. Deci pentru ca vaccinul să fie administrat, obligator este unul la mână că copilul trebuie să fie examinat de către medicul de familie, să fie înscrierea în cartela medicală de către medicul de familie că copilul este bine la momentul examinării și este acceptat pentru vaccinare. Doar după acest lucru se face de către asistenta medicală în cabinetul de vaccinări, se administrează vaccinul. Și doi la mână, deci medicul de familie nu face această inscripție până când nu are conversația cu părintele, adică până nu primește acordul acesta informat, prin care părintele subsemnează. De ce zic subsemnează? Fiindcă aici sunt două părți care pun semnătura, atât părintele cât și medicul. Deci se fac responsabili cel puțin două persoane de procesul de vaccinare. Asta spune cartea, asta spune regulamentul, asta spune teoria, dar în practică cât de mult se respectă acest lucru, pentru că am să-mi și permit, de obicei îmi păstrez poziția arbitrară în discuțiile în cadrul emisiunii, dar cazurile care m-au și vizat personal, de multe ori medicul de familie îți apreciază intervalul la care trebuie să vii și probabil, da, unul din indicatorii de care ține cont ar fi temperatura, dar pe lângă temperatură nu mai sunt și alte, să zicem, investigații medicale, teste care apreciază sistemul imun al copilului dacă permite sau admite la această perioadă o nouă tulpină, adică pentru a imuniza cu unul sau altul preparat. Uitați-vă, teste special pentru a face, adică vaccinul, testele imunologice, ele sunt foarte costisitoare și atunci chiar nu pot să înțeleg de ce se abordează atât de profund, când, adică problema că trebuie de făcut niște teste imunologice, care de fapt n-are să arate nimic. De aceea că complicațiile, ceea ce ține de vaccinare, sunt unul la un milion. Și atunci, adică este dovedit deja că vaccinul este un preparat farmaceutic cel mai testat din punct de vedere a inofensivității, din punctul de vedere a calității și din punctul de vedere a eficienței și adică a efectivului pe care îl aduce pentru sănătatea copilului. Noi putem să cheltuim bani grei pentru a face testele imune care nu ne vor spune nimic decât că ne vor da rezultatul că copilul de fapt este bine, ok, și nu are nicio contraindicație. Lucrurile astea sunt stipulate la noi în protocoalele clinice naționale. De ce ziceam eu că sunt premize pentru a primi vaccinul? Doar copilul este supravegheat de la naștere de către medicul de familie. Și ziceați dumneavoastră că medicul de familie determină periodicitatea nu este chiar așa, fiindcă periodicitatea de fapt este prestabilită inclusiv de către hotărârea de guvern. Mă referem la formatul în care suntem anunțați părinții, că trebuie să venim cu dumneavoastră, facem vaccinul X sau Y. Dar vorbesc în cazul de față despre calendarul de vaccinări. Și atunci, marea majoritate a vaccinurilor despre care noi vorbim, ele se administrează în primul an de viață, de la naștere. Și deja este prestabilit calendarul de vaccinări. Asta este unul. Doi la mână, copilul care a avut
să zicem, o viroză sau a avut o pneumonie sau a avut o altă maladie. Deci el merge de acum nu după calendarul care este aprobat, standardizat, unificat și aprobat și de minister și de către guvern. El merge după un program individualizat pe care îl determină cu adevărat medicul de familie. În dependență de gravitatea bolii pe care a suferit-o copilul, îi se determină peste cât timp și care vaccin va fi administrat. Și asta rămâne la discreția și o responsabilitate enormă pe care și-o asumă medicul de familie. Deci nu este atât de simplu. Dacă credeți că pentru medicul de familie administrarea unui vaccin, care eventual și noi știm că poate avea contraindicații, poate avea reacții adverse, și medicul, atunci când mă întorc la acel acord informat care l-a semnat împreună cu părintele, responsabilitatea pentru el este unul foarte mare. Bine, comunicându-ți sau vorbind pe replica dumneavoastră că vaccinurile sunt testate și sunt la cele mai înalte criterii apreciate, pentru a diminua acest val de interpretare că vaccinurile nu corespund sau a desteoretipiza, de ce nu se creează laboratoare naționale care să arate, da, de vaccinul X și Y el corespunde și nu este niciun pericol că vine din țara X sau Y? Chiar nu văd necesitatea, iarăși, pentru o țară mică ca Republica Moldova să facă aceste testări. Testările acestea sunt foarte și foarte costisitoare. Și de ce vorbesc lucrul ăsta? Fiindcă noi procurăm, noi, când zic noi, eu vorbesc despre statul Republicii Moldova, care de fapt și-a luat angajamentul să asigure deci securitatea prin profilaxia maladiilor, și aici vorbesc și atât a maladiilor infecțioase, cât și a maladiilor neinfecțioase, prin aspectul de protecție a sănătății, prin aspectul de imunizare, prin aspectul de promovare a modului sănătos de viață, când vorbim despre profilaxie maladiilor netransmisibile sau a celor cronice. Și atunci, pentru această securitate, deci ea este nu doar declarativă. Republica Moldova de ani buni procură vaccinuri doar de calitate. De ce zic lucrul ăsta cu atâta certitudine și încredere? Fiindcă și în lege este specificat că vaccinurile care sunt achiziționate de Republica Moldova, obligator, trebuie să fie precalificate de Organizația Mondială a Sănătății. Adică, ce înseamnă lucrul ăsta? Începând de la producere și pe tot parcursul lanțului de asigurare, adică până la beneficiar, în cazul de față, populația Republicii Moldova, tot traseul acesta este testat de Organizația Mondială a Sănătății, care are alte capacități economico-financiare pentru a asigura și a pune calificativul corespunde sau nu cerințelor pe care le are Organizația Mondială a Sănătății. Și de ce eu zic, indiferent de producător, la toate etapele noi avem certificate de calitate care asigură inofensivitatea acestor vaccinuri procurate. Dar de unde vin loturile de vaccin în Republica Moldova? Dacă tot vorbim de, indiferent de unde vin, ele corespund. Dar totuși de unde vin loturile de vaccin în Republica? Fiindcă noi ne confruntăm cu acest torent de nemulțumiri care pun veșnic în suspecție, da, calitatea vaccinurilor, fiindcă se vehiculează foarte mult că vin din China, că vin din India și așa mai departe. Da, noi o spunem cu certitudine, noi avem și vaccinuri indiene, dar ele la fel sunt precalificate de către Organizația Mondială a Sănătății. Pentru ca să dispară, într-un fel să fie scos Ministerul Sănătății, care mulți ani la rând organiza licitațiile publice pentru procurarea vaccinurilor în cauză, noi am ales calea și, grație faptului că am fost susținuți de Guvernul Republicii Moldova în această ordine de idei, ca să procurăm prin mecanisme internaționale. Deci, de 3 ani de zile, toate vaccinurile care sunt importate
astăzi în Republica Moldova sunt precalificate de OMS și sunt procurate în cadrul programului național de OMS prin intermediul UNICEF. UNICEF, care organizează licitații publice, nu doar pentru Republica Moldova, ci pentru toate țările care conlucrează cu UNICEF. Cel puțin pentru 194 de țări membre ale UNICEF-ului pentru care se organizează licitațiile. Astfel, indiferent de producător, Belgia, Franța, India, China, mai știu eu alți producători, noi suntem siguri că vaccinul care este importat în Republica Moldova corespunde la toate rigorile cele mai moderne de calitate. Și totuși este un zvon sau vaccinurile vin din India? Nu toate. Nu toate. Nu toate. Noi avem cu adevărat un... Eu astăzi nu știu dacă o pot să vă spun cu certitudine, dar informația aceasta este oficială. Informația este și o puteți găsi per fiecare denumire de vaccin. Este pe site-ul Ministerului, pe site-ul Agenției Naționale de Sănătate Publică. Deci nu este niciun secret ce aici ține de țara producătoare. Fiindcă noi suntem siguri. Pentru că subiectele noastre sunt direct orientate telespectatorilor și importanța acestor subiecte este una aparte. În rândul telespectatorilor, cineva, ca urmare a anunțurilor, devenirea dumneavoastră la noi în emisiune, comunicat, dar odată cu dezvoltarea medicinei în instituțiile private și dezvoltarea însemnând dotarea laboratoarelor cu tehnică de ultimă linie, potențialul acestei dezvoltări nu ar permite ca și Republica Moldova să opereze cu producerea de vaccin în timp ulterior? Eu nu cred în lucrul ăsta pentru Republica Moldova și o zic poate și chiar argumentat. Am avut în 2009, atunci când am avut o epidemie de gripă, gripa pandemică pe care am avut-o în 2009, care a făcut multe ravage, inclusiv soldate cu decese, inclusiv printre gravide și copii, atunci aveam o colaborare, deci de moment cu România, prin care ne-au făcut donații consistente în acea perioadă, fiindcă erau producători de vaccinul antigripal CanGrip. Dacă nu mă înșală memoria, încă pe atunci. Și iată, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu au fost recunoscuți, adică ca, eu știu, ca calitate sau mai știu eu, nu știu detalii, dar astăzi nu mai putem să procurăm din România. Pe când ceilalți producători, care, încă o dată zic, care își mențin toate certificatele de calitate la rigorile și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, sunt și până astăzi ca producători. Vorbeați dumneavoastră de cei autohtoni. Republica Moldova este o țară mică pentru desfacerea astfel de business. Până la urmă, de ce? Unul din criteriile care ne-a determinat pe noi să mergem pe calea achizițiilor internaționale a fost faptul că la momentul când noi anunțam licitații pe anumite dimensiuni, puteam să anunțăm și de două și de trei ori cu prețuri pe care le comparam cu țările limitrofe Republicii Moldova, deci aceeași România și aceeași Ucraina, pe care agenții economici importatori bine, eu chiar folosesc cuvântul neșantajau, că avem cheltuieli de transport, avem cheltuieli de devamare, etc., etc. Fiindcă țara, Republica Moldova este o țară mică, piața de desfacere este foarte mică, deci acestea sunt prețurile. Și noi vorbim de bani publici, apropo, Programul Național de Imunizări, deja al patrulea an este susținut totalmente doar de Guvernul Republicii Moldova. Dacă vorbim chiar și de anul 2008-2010, atunci am avut un sprijin esențial din partea Alianței Gavi. Acum, vă zic, doar Guvernul Republicii Moldova alocă anual numai puțin de 24 de milioane pentru procurarea vaccinurilor. La acest subiect, și vă mulțumesc că ați adus mesajul aici, care este suma sau costul asumat de stat, pe exemplu, vaccinului ROR?
Nu o să pot să vă dau chiar așa cifră doar pe vaccinul lor, fiindcă vă zic, știu cifra per total cât costă anual toate vaccinurile. Și în cazul de față, ROR se regăsește, fiindcă eu pot doar să vă zic, dar totdeauna nu o să facem calculele astea, vaccinul ROR costă 45 de lei doza. Cât constituie per grupurile astea, deci pot să livrez pe urmă oricare cifră, fiindcă noi, toate datele acestea sunt oficiale. Toate datele astea pot fi verificate și nu o singură dată. Noi suntem foarte transparenți la activitatea, ceea ce ține în genere, ca minister, dar la compartimentul vaccinare este un subiect foarte sensibil și noi ne imaginăm că oricine poate solicita oricare informație și noi suntem foarte deschiși pentru a livra orice gen de informații legate de vaccinare. Doamna Sărbolencu, zic să aerisim discuția cu o pauză scurtă de publicitate, după care să revenim la subiecții noștri. Publicitate, dragi telespectatori. Dragi telespectatori, bună seara, reveniți după publicitate. Și dacă până la publicitate am discutat foarte profund despre vaccinuri, să trecem puțin mai sus la ceea ce ne vizează iarăși direct pe noi. Ce se întâmplă sau care este starea cu acei copii identificați ca nevaccinați și neadmiși la școală? Întâi de toate trebuie să zic că legea a 10-a din 2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice, articolul 52 alineat 6, prevede atât obligativitatea vaccinării în Republica Moldova când vorbim despre programul național de imunizări, repet încă o dată, fiindcă avem și vaccinuri opționale, și vorbește la fel despre neadmiterea în instituțiile de învățământ a copiilor nevaccinați. Lucrul ăsta știți că a fost atacat și la Curtea Constituțională, apropo, chiar acum, recent, la data de 30 octombrie, a fost examinat și s-a dat constituționalitatea, a fost recunoscută. Deci constituționalitatea atât a articolului 52 cât și a prevederilor programului național. Dar ca să mă refer la copii, deci uitați-vă că de mai mult timp, de fapt noi din 2009 avem legea 52, legea a 10-a, cu articolul 52 care prevede obligativitatea și neadmiterea instituționalizării copiilor în instituțiile de învățământ. Însă lucrurile lucrau cum lucrau. Noi am avut foarte multă reticență din partea atât a sistemului de educație în diferite perioade, în pofida tuturor campaniilor de informare pe care le avea Ministerul Sănătății de comun cu alți actori, și aici vreau să vorbesc și de Organizația Mondială a Sănătății și de UNICEF, dar și de un șir de organizații a societății civile care ne susțineau în campaniile de informare pro-vaccinare. Deci, oricum, să zic eu așa, torentul campaniei antivaccinare era mai persistent, să zic, în anumite perioade și mai mult ca atât, având acceptul, să zic eu, tăcit al celor care lucrau în minister, nu vreau să vorbesc doar despre Ministerul Educației, dar vreau să vorbesc despre întreg sistemul care, în pofida faptului că avem legea în capul mesei, oricum erau copiii acceptați în instituțiile de învățământ. Păi vorbesc că actualmente ceea ce s-a întâmplat în luna august anul acesta. Vreau să vă zic că a fost o decizie foarte curajoasă a primului ministru, Pavel Filip, și a colegilor guvernului care au luat decizia foarte fermă ca copiii nevaccinați să nu fie admiși
categoric în instituțiile de învățământ odată cu 1 septembrie. Fiindcă Ministerul Sănătății de comun cu Agenția Națională de Sănătate Publică, la data de 20 august, când am fost întrunită Comisia Națională de Sănătate Publică, deci pe lângă prim-ministru, a adus argumentele de rigoare ce se poate întâmpla în cazul când copiii care, fiind în vacanță împreună cu părinții, au cutreierat Europa, care de fapt se confruntă cu aceeași problemă de răspândire a rujeolei, deci întâi de toate ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, 30 de mii de afectați prin rujeolă, soldate cu 14 decese, peste 15 mii de afectați prin rujeolă în România, cu soldate cu 63 de decese la ziua de azi, dar și în alte țări, adică și în Marea Britanie, și în Grecia, și în Italia, de fapt, țările preponderent unde moldovenii s-au odihnit. Și dacă noi am avut doar de la un singur caz de import a rujeolei, vorbeam despre sursa de infecție, fetița de 13 ani, de la care am avut 247 de cazuri de răspândire, adică de molipsire a acestei, de contractare a acestei infecții, ziceam fiecare caz individual care se întoarce la 1 septembrie, este instituționalizat, ce se va întâmpla în Republica Moldova. Datorită acestei decizii ferme, noi am obținut lucruri foarte importante pentru sănătate publică. Dar unul la mână, copiii aceștia, ce se întâmplă? Care bine, eu ajung la copiii ăștia. Întâi de toate, ei sunt vii și nevătămați. Am putut să preîntâmpinăm cazurile grave, fiindcă rujeola este o maladie extrem de contagioasă. De la un singur caz se pot îmbolnăvi momentan cel puțin 18 persoane. Contagiozitatea pentru rujeolă constituie de la 95 la 98%. Adică, dacă persoana este nevaccinată în contact cu persoana bolnavă, în 98% va face boală. Ea este periculoasă prin faptul că nu are tratament specific. Deci, în rujeolă nu avem tratament specific care l-am administrat și nu am vorbit mai departe sau am administrat profilactic și nu am avea rujeolă. Rujeola este periculoasă prin faptul că are foarte multe complicații. Cele mai mari complicații, întâi de toate, sunt afectarea sistemului respirator prin pneumonii. Fiecare al doilea caz, deci complicat prin pneumonie, poate deceda, avem afectarea creierului și avem orbirea, cecitatea. Păi iată, uitați-vă că în pofida faptului că noi astăzi avem înregistrate 328 de cazuri confirmate în Republica Moldova, datorită efortului comun, nu avem niciun caz complicat. Fiecare caz apărut este monitorizat din punct de vedere epidemiologic cu deci întreprinderea tuturor măsurilor antiepidemice de răspândire a acestei infecții, adică cu izolare, cu tratare a pacientului, inclusiv în sectorul spitalicesc, care după dânsul trage, adică costuri enorme. Și ceea ce am obținut la fel, am obținut că am putut să fim mai persuasivi la componenta de a vaccina. Deci, dacă în prima jumătate a anului 2018 avem o acoperire vaccinală foarte proastă, în unele teritorii chiar mai jos de 60%, păi datorită acestor măsuri luate de către guvern, asumat și zic foarte curajos, și pe această cale vreau chiar să zic că pentru prima dată când Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost pe aceeași dimensiune de undă cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Deci noi am fost împreună cu același pas, cu aceleași mesaje, ca să fim convingători că pentru a
merge în instituția de învățământ, obligator trebuie să fie copilul vaccinat pentru a nu supune și copilul riscului, propriu zis copilul dat, dar și cei care vor comunica cu copilul. Pentru că avem o hotărâre și avem o suprapunere sau o apropiere în opțiunea două ministere, așa despre care ați comunicat acum, conform acestei hotărâri a Curții Constituționale din 30 octombrie 2018, se constată expres că copiii părinților care nu vor ca aceștia să fie vaccinați, deși nu există contraindicații în acest sens, au la dispoziție metode alternative de educație. Așa spune hotărârea. Da? Astfel spus... Nu, hotărârea nu vorbește despre metode alternative. Propune metode alternative de educație. Vorbește despre... Nu, nu vorbim de, de metode alternative. Vorbește despre că copiii nu vor fi supuși obligator vaccinării în cazuri când vor avea contraindicații medicale. Iar aceste contraindicații medicale, deci ele sunt specificate iarăși în protocoalele noastre de protocoalele noastre clinice. Deci noi vorbim în cazul de față despre contraindicații de moment și vorbeam anterior despre un program de vaccinare individualizat. În cazul când astăzi copilul, când i-a venit programul pentru vaccinare, el face febră sau face o eventual o altă maladie, vorbim de contraindicație de moment în care medicul de familie îi spune astăzi nu ne vaccinăm, dar peste un anumit timp, fie peste două săptămâni, fie peste o lună, două, deci veți reveni pentru ca să administrăm vaccinul. Bine, dar cu sau fără aceste contraindicații, se pune la dispoziție și metode alternative de educație în caz în care părinții pretind să-și păstreze poziția și să nu-și vaccineze copilul? Metodele alternative țin mai mult de competența ministerului de resort, de aceea eu nu vreau să fiu impertinentă și să mă pronunț foarte convingător, să zic, că nu o să fiu convingătoare, dar eu vreau să exemplific și altceva. Uitați-vă, în momentul când am avut răspândirea infecției rujeolice, am avut cazuri de infectare a personalului medical care a fost în contact cu acești pacienți. Am avut deci cazuri printre maturi, bine. Și atunci când profesoara întreabă de ce, din cauza irresponsabilității unui părinte sau unui moft a părintelui, care nu aduce niciun argument, fiindcă nu are contraindicațiile acele medicale cu adevărat, în care vorbeam de 95%, scuze că întrerup gândul, o să mă reîntorc. Deci vorbeam de 95% obligator de acoperire vaccinală. Adică rămâne un procent anumit pentru contraindicații vădite pentru care niciodată nu vom vaccina acest copil. Însă aceste maladii sunt unice. Este altceva că în ultimul timp se speculează pe lucrul ăsta a contraindicațiilor medicale și mai apar contraindicații nejustificate. Aici găsim noi act de cojoc pe altă cale. Păi iată, eu vorbeam despre acea profesoare care spune de ce din cauza unui moft să mă expun eu riscului, să merg acolo în familie ca să-i prestez serviciile de educație la domiciliu, să mă expun eu riscului de infectare. Acasă am și eu copii. Păi profesora potențială este vaccinată. Bine, noi vorbim de populația matură care avea cu totul alt vaccin în perioada aceea. Deci avea... deci este... Iată, în cazul de față, pentru maturi este argumentat să-și administreze vaccinul sau nu, este argumentat pentru ca să facă anumite investigații. De exemplu, chiar și eu, când mergând în anumite teritorii, mă zic, peste hotare, știind că acolo este rujeola, eu nu știam de statutul meu imun și puteam, adică, să-mi fac vaccinul, hai să zic, că este dorința mea.
Aș fi putut, dar pentru ca să-mi administrez era necesar ca să fac acele investigații imunologice care să-mi determine care este titlul de anticorp. Dacă eu eventual am fost vaccinată, dar eu cu certitudine am fost vaccinată, este altceva că după alt calendar, cu alte vaccinuri, în timp, noi... Probabil că totuși acum este mult mai modern, este cu tot o altă metodă de vaccinare și noi asigurăm că dacă copilul sau persoana a primit acele 3 doze de vaccinuri în perioada conform calendarului la 12 luni, la 6-7 ani și la 15 ani, el capătă imunitate pentru aceste 3 maladii, rubeolă, rojeolă și orion, pentru toată viața. Eu nu sunt sigură că am primit, de aceea și vorbeam că era necesitatea, dar n-am făcut investigațiile, știu că sunt foarte costisitoare. O singură precizare și trecem mai departe de la acest subiect. Totuși, homeschooling-ul sau școala la domiciliu nu este o opțiune a educației alternative pentru cei care își mențin poziția și pretind a nu-și vaccina copiii? Ea este și ea este prezentă astăzi. Eu zic, nu vreau să discut foarte multe că nu ține de domeniul meu și risc să fiu foarte impertinentă și neconvingătoare. Bine, să vorbim puțin atunci și despre proiecte, reforme, așa, asociate ministerului pe care astăzi îl reprezentați și am să încep cu ceea ce comunica Parlamentul că a majorat pensiile mai mici decât minimul de existență, așa? Și aș vrea puțin să dezvoltăm acest subiect și să dăm claritate și detalii ce presupune această majorare. Mă gândeam că noi mai mult o să discutăm despre sănătate. Vă imaginați că în Ministerul Sănătății au demarat mai multe reforme. Întâi de toate, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin denumirea sa, presupune că deci, au fost asociate mai multe competențe pe fiecare domeniu și chiar în sănătate avem 2 secretari de stat doar în sănătate, plus avem pe muncă, plus asistență socială. De aceea, domeniul pensiilor este impropriu pentru mine ca competență. Vreau doar să menționez probabil ceea ce cunoaște toată lumea. Și aici nu vreau să mă dau iarăși în detalii, fiindcă risc iarăși să merg pe un sol care nu este chiar atât de propriu. Ceea ce s-a încercat actualmente de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la compartimentul pensiilor este că de mai mulți ani s-a făcut o neechitate în populație când cel care a primit salariu mai mare avea și o pensie mai mare și ținând cont și de anul când a ieșit în deci la vârsta de pensionare. S-a adus o metodă de echitate. Ca atunci când ajunge persoana la o vârstă onorabilă de pensie, acea pensie care o primește să fie una care poate să-i asigure traiul și poate să-i asigure ca acele facturi care vin pentru a le achita persoana să poată să le achite. Noi nu vorbim atât de majorare, deci ca să nu fie înțeles că reforma în cauză a venit să majoreze substanțial. S-a făcut mai mult echitate între diferite grupe sociale din societate la componenta aceasta. Ceea ce ține de majorări a pensiilor încă urmează să se mai producă. Bine, în formatul argumentului pe care și l-ați adus dumneavoastră, discutăm mai mult despre sănătate, totuși. Așa, și zic să discutăm puțin despre acele polițe de asigurări obligatorii în medicină. Care ar fi costul pe care va trebui să-l achite în 2019 cetățenii? Ar fi acela de 4.000 plus 4, care a și fost exact. Sau sunt rămâne anumite același. Modificări? Rămâne același. Dacă e să vorbim despre reformele în sănătate, eu o să zic următorul lucru. Iarăși o să vorbesc despre reforme curajoase.
pe care și le-a asumat guvernul și ministerul în speță. O să vorbesc despre niște reforme logice din punctul de vedere a justificării acestora, dar și a asigurării continuității a unor lucruri bune. Și o să vorbesc despre reforme necesare din punctul de vedere a tuturor premizelor care stăteau la bază a acestor reforme. Adică, dacă e să vorbesc despre reformă, vorbeam despre logică. Păi iată că s-au pornit exact în contextul a priorităților pe care le are sistemul de sănătate. Întâi de toate s-a produs o reformă foarte ambițioasă a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. Zic de premize, fiindcă ce a stat la bază? A stat la bază mai multe premize economico-financiare. Au stat la bază premize ce ține de asigurarea cu resurse umane, asigurarea bazei tehnico-materiale, care la fel nu este în ultim plan, dar cel mai important, a necesităților și rigorilor contemporane la care trebuie să corespundem. Deci când vorbim de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice și ziceam de logică, s-a pornit cu cel mai important serviciu sau cel mai important domeniu în sistemul de sănătate, care trebuie să asigure prin prisma cadrului normativ pe care și l-a asumat Ministerul Sănătății, protecția sănătății, promovarea sănătății și a profilaxiei maladeilor. Și iarăși aici vorbesc și despre profilaxiei maladeilor transmisibile și celor netransmisibile. Și s-a început anume cu acest domeniu. Vorbesc despre reforma care s-a produs în două etape. În anul 2016 am realizat prima etapă de reformă și anume deci regionalizarea serviciului de laborator. În toate 36 de teritorii administrative, vorbeam anterior despre premize, în 36 de raioane, în fiecare raion exista câte un laborator a serviciului de sănătate publică predestinat pentru anumite investigații. Care era dotarea lor, vă imaginați, în dependență și de finanțarea de la bugetul de stat și în dependență de capacitatea organizatorică a conducătorilor și mulți, mulți alți factori. Au fost premize elocvente pentru care noi am hotărât să facem 10 laboratoare, dar 10 laboratoare de performanță, care să corespundă rigorilor și necesităților contemporane în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Acesta a fost prim pas. Al doilea pas s-a realizat prin aprobarea de către Legislativul Republicii Moldova și crearea, adică aprobarea legii prin care s-a creat Agenția Națională de Sănătate Publică, ulterior aprobat de către guvern regulamentul cu privire la activitatea și funcționalitatea acestei instituții, prin care s-au optimizat cheltuielile. Adică s-a creat o singură instituție la nivel de țară, Agenția Națională de Sănătate Publică, care a înglobat în structura sa 39 de instituții din toate teritoriile administrative, plus Centrul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, plus Centrul Național de Management în Sănătate, pentru care deci atribuțiile și funcțiile erau duble pe unele dimensiuni cu ale fostului Centrul Național de Sănătate Publică. Și iată, toate astea luând în calcul, deci au fost la bază, ca premize, dar argumentul de bază a fost că instituția nou creată se corespundă la cerințele Organizației Mondiale a Sănătății, a celor 10 operațiuni de bază pe care le promovează Organizația Mondială a Sănătății în contextul promovării,
și protecției sănătății, dar și în contextul profilaxiei maladeilor, în contextul de a avea un răspuns național pe măsură în cazul urgențelor de sănătate publică, de a avea o guvernare și un management eficient. Și iată, toate lucrurile astea au fost luate în calcul. Am mers mai departe noi ca minister pe domeniul sănătății și iarăși o continuitate logică, fiindcă am avut diferite perioade în dezvoltarea a asistenței medicale primare ca veriga principală, iarăși, în sistemul de sănătate, de prim contact cu pacientul, care este medicul de familie. De ce zic eu de diferite perioade? Fiindcă toate aceste reforme, ele n-au apărut spontan. Noi ne-am condus de politica națională de sănătate aprobată de către legislativ. Noi ne-am condus de strategia națională de dezvoltare a sistemului de sănătate, în care toți pașii aceștia logici erau prevăzuți. Era altceva, că trebuia de avut voința politică, curajul de a merge în aceste reforme ambițioase. Și iată, acum s-a lansat, ca alternativă, s-a lansat o nouă reformă în asistența medicală primară, care era de fapt prevăzută și anterior, v-am zis, prin actele normative, și anume libera practică, care iarăși întâlnește diferite discuții, reticență, ce critici. Libera practică? Libera practică presupune că astăzi tinerii specialiști, medici, pot contracta la direct cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Adică, actualmente sunt centre de sănătate cărora le sunt arondate și oficia medicului de familie, prin care doar centrul de sănătate autonom are dreptul să contracteze cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Libera practică îi permite medicului de familie să-și gestioneze singur banii. Adică, având populația de 2500 înscrisă în lista medicului de familie, el contractează la direct cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și el devine singur manager pentru a gestiona corect banii. Dacă anul acesta are nevoie, de exemplu, să-și planifice careva reparații, nu așteaptă să meargă la șef și să ceară banii aceștia, că uite, am nevoie de o reparație curentă sau am nevoie de procurarea unui electrocardiograf. La gestiunea financiară, de fapt, comunicați-ți în josul discuției despre suma de 4.000 pentru poliță, 4.156, pentru că aștept a pune o întrebare, dar până o pune să fac o precizare. Aș dori... Pentru ce cetățeanul achită acești bani? Păi, normele metodologice care sunt aprobate în fiecare an prevăd pachetul de servicii medicale la care poate pacientul să beneficieze. Deseori, pachetul include multe investigații costisitoare care depășesc costul propriu-zis al acestei polițe de asigurare. Adică, tot ceea ce ține de medicul de familie, toate investigațiile, consultațiile la medicul de familie absolut sunt pentru pacient gratuite, fiindcă sunt acoperite de polița de asigurare. La îndreptarea medicului de familie către specialiștii de profil îngust, și acolo absolut toate investigațiile, toate consultațiile specialiștilor de profil, la fel sunt prevăzute de către programul unic de asigurări în medicină. Mai mult ca atât, la necesitate, când are nevoie de intervenții chirurgicale, chiar programate, cele mai costisitoare, spre exemplu, cum ar fi operațiile de cord, operațiile de endoprotezări, sunt operații foarte costisitoare care
totalmente sunt acoperite de către polița de asigurare. Și atunci, dacă vorbesc numai cât despre o investigație prin rezonanța nucleară, ea, dacă nu mă înșală memoria, costă 1.000 de lei. Și vă imaginați că dacă nu ești deținător a poliției de asigurare, doar cu o singură investigație și o consultație la specialist, acoperi doar costul poliției de asigurare. Adică nu ar fi doar un spectru de analize generale pe care sunt acoperite, și la caz acele pachete reumatice sau probleme hepatice sau de diabet, tot sunt acoperite? Absolut. Chiar și tratamentul. Știți probabil că tot ceea ce ține, iată, de tratamentul hepatitelor virale, apropo, iarăși o reformă pe care o realizează cu succes Ministerul Sănătății prin diminuarea substanțială a costurilor procurărilor acestor medicamente, fiindcă cu problema hepatitelor virale B, C, D, astăzi avem 1.000 de pacienți înregistrați și am avut ani în șir cozi enorme pentru a accede la tratamentul foarte costisitor. Noi astăzi nu mai vorbim despre liste de așteptare care ar dura ani de zile și lucrul ăsta iarăși este acoperit totalmente de către polița de asigurare. Bine, doamnă Serpănenco, o întrebare probabil și ne apropiam de finalul emisiunii, dar până a merge la finalul emisiunii, citeam, cred, ieri că 36 de noi ambulanțe sunt repartizate în spitalele din întreg teritoriul Republicii Moldova. Ceva frumos, ceva chiar de apreciat în acest sens, dar ce se planifică în optimizarea acelui serviciu de asistență de urgență pentru urgentarea de a ajunge la fața locului a serviciului după apelare? Întrebare care vine tot de la public către dumneavoastră. Apropo, desigur că asta este încă o reformă prin optimizarea care s-a produs totuși în serviciul de urgență. Dar când vorbim de optimizarea ca timp, întâi de toate s-a creat serviciul 112 care vine ca să optimizeze inclusiv timpul, managementul timpului pentru toate structurile în care este nevoie de urgență de a solicita fie ambulanța, fie poliția, fie serviciul antiincendiar. Doi la mână, vă imaginați că doar prin reutilarea parcului auto a serviciului de urgență, prin acele autoturisme care sunt foarte bine dotate și a fost foarte bine mediatizat de către sursele media, nu depinde timpul doar numai cât de acest serviciu, mai depinde și de infrastructura drumurilor. Și noi sperăm foarte mult că dacă vom avea aceeași tempo de dezvoltare și de renovare a drumurilor care astăzi se realizează practic în toate teritoriile administrative a Republicii Moldova, chiar vom putea vorbi despre o optimizare esențială a timpului. 2019, de fapt, nu ne mai despart prea multe luni până la finalul acestui an, un an caracterizat de reforme pe întreg guvernul, de reforme pe segmentul sănătății despre care dumneavoastră astăzi seara ne-ați comunicat. 2019, ce așteptări pretind a fi aduse cetățenilor în domeniul sănătății de către minister? Întâi de toate să asigurăm funcționalitatea a tuturor reformelor demarate. Ne le dorim să le realizăm cu succes. Doi la mână, un obiectiv strategic care stă în fața Ministerului sunt racordarea la IQ-ul comunitar în contextul acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și noi avem foarte multe acte normative care trebuie să le aducem în concordanță cu actele normative comunitare. Și cel mai mult ceea ce ne dorim noi în 2019, realizarea celei mai sofisticate și celei mai mult așteptate reforme în sistemul de sănătate, reforma spitalicească.
Doamnă secretar de stat în domeniul sănătății publice, doamnă Sârbulencu, fiind ajuns la finalul emisiunii, noi vă mulțumim în repetat rând pentru discuțiile la subiectele pe care am tins să le abordăm și desfășurăm astăzi seară. Noi vă mai așteptăm. Mulțumesc. În vâltoarea tuturor celor care urmează să se mai întâmple, optând și apreciind și așteptând noi reforme pentru toți noi. Urăm toate bune și mult succes întregului minister și pe curând. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi. Toate bune, pe curând!